Haideți vă salut. Haideți să-i dăm drumul la un vlog, la o realitate care se întâmplă în justiție, să o chem așa. Fac ochelare că e adevărat, îți vin ideile mai... Ești mai bogat în cuvinte când ai ochelare. Și dacă tot ești mai bogat în cuvinte, am zis să fac ochelare. Bun, să trecem la subiect. Când ești arestat în altă țară și nu știi limba, e foarte greu. Dar ideea care este? Când vei fi arestat în Europa și nu știi limba, ți se va aduce un translator. Translatorul, 90% din cazuri, părerea mea, e mână-mână cu procurorul. La ce am văzut eu și ce am trecut eu. Acum, posibil că greșesc. Bă, translatorul, părerea mea, e foarte periculos. De ce zic asta? Are un comportament. Deci eu vorbesc de cazul meu, nu vorbesc de alte cazuri. Are ce mi s-a întâmplat mie, adică modul la cum se comporta cu mine. Are un comportament gen, bă, frate, de ce faci, bă, tu lucruri nedrepte? De multe ori ajunge să te judece într-un fel sau altul, chiar translator. Bă, mie mi s-a întâmplat. Deci la un moment dat mi-a dus un translator, un bărbat. L-am refuzat pentru că, sincer să fiu, nu mă înțelegeam cu el. Bă, nu mă înțelegeam cu el. Probabil eu, deci eu vorbesc de Elveția. Da, eram arestat în Elveția, mi-a dus un translator. Probabil pe însemne mă descurca mai bine ca el. Eu ziceam una, el zicea alta, eu m-am înțepat, am zis, bă, oprește, frate, nu ne înțelegem. Hai să schimbăm translatorul. Nu schimb avocatul, schimb translatorul. Deci acum ajunsesem să nu mai am încredere în translator. Bineînțeles, auzisem de la prieteni că translatorul ar fi în anumite cazuri ar fi o problemă. Și mi-a adus o femeie. Mi-a adus o femeie, bă, eu nu prea, nu am treabă cu femeile, dar când prind procuror femeie, e un semn rău. Acum mi-a adus un translator femeie. Bun, n-am avut nicio treabă cu femeie, am respectat-o. Sărut mâinile una alta, hai să trecem la adevăr. Sunt pe nedrept aici, recunosc. Hai să trecem la adevăr. Bă, femeia s-a pus exact, m-a dus la, să-mi dea 30 de zile alea, m-a dus la procuror, deci eram în Elveția, da, m-a dus la procuror, o procedură dubioasă acolo, dar în fine. Translatorul nu stătea, deci cum era sala, eu stăteam pe scaune pe acolo și era un birou unde era procurorul. Ea nu stătea lângă mine sau la mijloc. Ea stătea exact așa, gen lângă procuror. Ea era prietenă cu procurorul, deci n-avea nicio treabă. Ziceai că se cunosc de o viață. Probabil se cunoștea de o viață. Bă, pe aia n-am mai putut să o schimb. Nu mai știu care era procedura. Mi se pare că puteai odată să o schimb. În fine. Și am zis, lasă-o, frate. Bă, părerea mea era o figurantă, femeia era de la București, dar tot îmi dădea din alea că ea are 20 și ceva de ani acolo și că are familie, că tu de ce ai făcut lucrurile astea. Bă, într-un fel sau altul mă simțeam așa, iurea mă judeca ea pe mine, știi? I-am dat eu vreo două din alea, doamnă, fă-s meseria, fă-s treaba, zi. Acum nici nu vroiam să mă pun rău cu ea, pentru că
m-am gândit, zic, bă, mă pun rău cu asta, să vezi nebura ce zice pe acolo. Bă, dar să vezi psihologia ei ca translator, psihologia. Aiurea, era un translator, aia poți să o faci și tu. Dacă știi o limbă străină și ai o diplomă, faci și tu, fii. Dar stătea lângă procuror, gen procurorul era în dreapta ei, ea stătea acolo, vorbea, râdea, deși mai avea încredere în translatorul respectiv. Și mi-a dat seama, zic, bă, frate, fii atent, cât poate să te sepe un, într-un fel sau altul, un translator, dacă nu e bun. Tu îi zici una, ea zice ce vrea ea. Ajunge să te judece. Acum, tot ne scotea la declarații, pe mine și pe prietenul meu. Bă, eu nu prea aveam ce să vorbesc. La un moment dat, când m-am găsit cu prietenul meu, el ce-mi zice? Nu, că e de treaba asta, translator asta, e foarte de treabă. Zic, bă, frate, ce dracu e cu aia, că aia vorbește să mor eu, tu îi zici una, aia vorbește alta. El avea o impresie foarte bună, dar după aia și-a schimbat-o și el, prietenul ăsta meu, că s-a înțepat că nu era deloc, dar nu în favoarea mea, nu era corectă, părerea mea. Avea tot felul de jargoane, vorbea... Eu îi ziceam una la torpedo, la mașină, în loc să zic că mi s-a găsit nu știu ce în torpedo la mașină, nici nu știa să vorbească în românește ca lumea, nu-i că aș fi eu... Când vorbesc gramatical, îți dai seama, eu am 4 clase, nu aia e problema. Dar a început... Era gen, cum se numește ăla de la mașină? Bă, ce dracu, cum se numește ăla de la mașină? A zis un nume, aiurea. În fine, nu aia era problema, că poți să te încurci. Dar ți-ai dat seama după ea că nu-i... Cineva o băgase acolo, îți dai seama, nu era pe meritele ei, să zic așa. Bă, la un moment dat îmi zice, fii atent că tu... Ia... Vezi, Doamne, îmi făcea ea mie un... M-a ajutat ea pe mine, că eram eu simpatic și îmi zicea, vezi că prietenul tău a zis așa, vrea să mă ducă pe din alea. Eu îmi susțineam pe nu în brațe și pa la revedere. Da, dar vezi că prietenul tău a declarat cu tare lucru, eu o zic în favoarea ta, lasă tu, nu trebuie să-mi zici în favoarea mea, mulțumesc frumos, fă-ți meseria, zi cuvântul care îl zic eu dacă îl zic, dacă nu zic nimic, taci din gură și tu. Și pa la revedere, tu vii să-mi spui ce a zis prietenul meu. Dar de unde să am eu încredere în tine ce a zis prietenul meu? Păi da, dar ea era translator și la mine și la prietenul meu, cum ar veni. Și când îl scotea pe el la declarații, ea, vezi, Doamne, îmi zicea mie anumite informații ce s-a vorbit acolo. De exemplu, eu când am fost arestat, eu nu mi-am recunoscut nimic. Du-te, domnule, de aici că nu am ce declarații să dau. M-ați luat pe nedrept, aiurea. Da, dar vezi că prietenul tău a recunoscut. Ce să recunoască, mă, prietenul meu? Dar nu-mi zicea procurorul sau avocatul. Îmi zicea translatorul, dar de la ea cum ar veni. Că tu îi vedeai că ea tăceau din gură, adică n-au zis nimic. Zicea ea. Bă, acolo m-am înțepat, zic, fii atent translatorul. Ce manevră încearcă să-mi fac? Bă, manevră din aia de fraie. Ea m-a văzut copil la față, ce a zis? Lasă, mă, că le iau eu pe ăsta. Stai, cum e, când ai tu ori traduse câte infracțiuni am făcut eu. Nu am făcut, dar ca fapt divers. Am fost arogant. Și prietenul meu tot așa, când a ieșit odată la avocat, a venit, că, când mergeai la avocat, la fel era procedura, trebuia să vină cu translator. Ăla îi zicea una, ea zicea altceva. La un moment dat i-a zis, vezi, dacă când ieși de aici să mă caut, să-mi dai un cadou, deci vroia un cadou, vezi, Doamne, că ne-a ajutat foarte mult. Ne-a schimbat informațiile între noi, deci ce ziceam eu, îi zicea lui prietenul meu și invers. Aiurea, eu n-am plecat niciodată pe strada care mă ducea ea. Am făcut-o să înțeleagă că e ca ea, dar nu era nimic ca ea. Bă, la un moment dat te enervai, erai în anchetă, să o chem așa,
Și îți dădeai seama după întrebarea care ți-o punea că nu a tradus exact ce ziceai tu. Deci tu îi ziceai una, ea se răspundea cu altă întrebare, tu dacă erai un pic inteligent îți dădeai seama acolo că a tradus aiurea. Și am zis, Doamnă, ce faci aici? Tu traduci ce zic eu sau bași de la tine? Ești tu arestată cumva și eu sunt translatorul, că nu mai înțeleg. Bă, deci când o vedeam, gata, de exemplu, de ziua mea, eu sunt pe 16 decembrie, m-a scos afară. Bă, era ziua mea la 8 dimineața, putea să mă scoată înainte, putea să mă scoată după, dar ca să vezi... Bun, asta e psihologia la gardă ca să îți facă un rău, părerea mea, să strici tot. Și așa era la pușcărie, ce să mai strici? M-a scos și a încercat să mai îndea două fapte pe în alte țări, în fine, aia e alt vlog, altă poveste. Și i-am zis, tradui ce zic eu la procurorul respectiv. Procurorul era o femeie în cauzele astea două. Ba nu, mint, era anchetator de la poliție. Era bărbat procurorul, dar era anchetatoare de la poliție și vrea să bea o declarație că alte țări mă căutau, în fine, și vrea să-mi iau o declarație. N-am ce declarații să dau. Și la un moment dat îi zic. Zic, Doamne, ia traduceți-i. Nu a, chiar de ziua mea acum și i-am zice, deci ea mi-a zis, ar fi bine, în părerea mea, să le recunoști chiar... Să fie acum de ziua ta, să recunosc de ziua mea cum ar veni, ca să... A zis măcar o dată în viață, zile și tu adevărul. Frate, păi ce faci? Păi fă-te mă procuror, la ce te-ai făcut translator? Și era fericită, vedea așa o fericire pe ea, că de ziua mea cum ar veni m-a scos ei la 8 dimineața și m-a închetat mai mult translatorul ca... polițaiul, ca anchetatorul respectiv. Bă, frate, trecea așa un sentiment, zici, uite-mă, frate, cât e lumea asta, să crede cineva, dar tu, de fapt, ca infractor, îi citești că vrea să-ți facă o manevră. Dacă ești infractor, cât de cât inteligent. Îți dai seama că vrea să te ducă pe o stradă aiure. Deci tu, ca translator, îmi spui mie... Bă, măcar acum de ziua ta, recunoaște-le și tu și asta e. Ce să recunosc, mă, ești nebună, le-ai făcut tu, le-am făcut eu. Păi da, dar vezi că au probe. Lasă-mă, mă, frate, cu probele, vă-s greșite total. Nu au probe, nu au nimic. Tu vorbești aiurea, vorbești exact când deschide o gura, tu trebuie să traduci dacă eu am zis că plouă afară, păi tu atât zici, punct. Nu stai cu procurorul, râdea, glumea, băi, era genul ăla de femeie care... Nu am eu răutate cu ea. Dar dacă aș prinde-o pe aici, i-aș face eu translator în locul ei. Era genul ăla de femeie flegmatic, așa, care nu ți inspira încredere, îți dai seama. Bă, nu mai puteam să o schimb. Deci puteam să schimb ăla, cum îl cheamă, pe avocat. Că am schimbat și avocat, am putea să schimbe avocatul, pe ăla nu știu translatorul, deci nu vreau să greșesc, probabil mergea, probabil nu, i-am dat eu așa în față, pentru că la un moment dat nu mai aveam nimic de zis. Ce dracu să mai zic cu translatorul ăsta și fără translatorul ăsta? Și așa asta a început să mă judece, a început să mă roage frumos să-mi recunosc faptele. La un moment dat asta și m-am gândit, zic, bă, asta nu o fi infiltrată pe la gardă, îți dai seama că legați. Părerea mea, sunt legați foarte mulți, foarte mulți translatori sunt mână-mână cu gardă. Zi așa, pune întrebarea așa, du-l pe partea ailantă, când vine la următoarea să știi ce întrebări să-ți spună legat de ce te-ai spart tu și tot la fel. Deci mare grijă, asta vreau să zic, mare grijă cu translatorii. În orice țară care tu nu cunoști limba și nu poți să te descurci, îți va aduce un translator. Foarte mare grijă că poate să schimbi încadrarea la secundă. Și nu o zic, o zic din experiență, în sensul, am văzut ce-i putea capul, după aia vroia cadouri, vroia, ce drag de cadou, tu ți-ai luat 2 lei că ai venit și te-ai rugat de mine să recunosc faptele, mai vrei cadouri.
Bun, nu mi-a zis mie cu cadou, i-a zis la prietenul meu, am venit ăla nervos în cameră. Zice, bă, auzi, bă, frate, ai avut dreptate cu zdreanța aia. Zice, bă, frate, ce dracu, mă, dacă îți spun că aia e panorama. Panorama aia, mult i-a schimbat pe acolo. Sau a încercat să schimbe. Că la un moment dat nu mai vorbeai ce era să schimbe. De exemplu, de ziua mea le-am zis, bă, ați venit degeaba, bagă-mă, mă, frate, înapoi. Bagă-mă înapoi, că n-am ce declarații să-ți dau. Dar e momentul că tu să zici adevărul, băi, mă, lași, bagă-mă, mă, frate, înapoi, lasă-mă, mă, pace. Puteai să vii după ziua mea sau înainte, nu, tu ai venit exact pe ziua mea să-mi arăți mie că tu îmi strici și o bucurie, că îți dai seama, nu ai nicio bucurie acolo, că ce bucurie să ai când tu ești arestat. E foarte greu. Dar măcar liniștea aia mea, stăteam în gândurile mele și pa la revedere. Aveam o speranță că urma peste o lună să nu mai îndea încă 3 luni și tot așa. Să ies afară să... Și ei m-a decis să mă scoată de ziua mea să mai îndea anumite fapte până alte țări. Aiurea, când m-am uitat pe foi, alea erau venite cu vreo 20 de zile înainte, cum ar veni. Ele erau după noiembrie venite, dar m-au scos în decembrie. Bă, exact, de ziua ta. Părerea mea au făcut-o intenționat, îți dai seama. Și i-a rămas foarte dezamăgită că a văzut că, ca și cum, ia, uite mă, frate, n-am putut să... Probabil aia e plătită la cuvinte, nu știu. A, bar n-am, nici nu mă interesează. Dar dacă n-am vorbit nimic, i-am zis să mă scoată. I-am zis la gardă, scoate-mă și du-mă înapoi, că n-am ce să stau din vorbă. Ea era mai supărată ca anchetator. Serios, era mai supărată ca anchetator. O fi zis, ia uite mă, dracu, m-a făcut să vin. Și îmi zicea că românii ne-au făcut de rușine, că hoții, că femeile aici în Elveția, că avea fel de fel de nemulțumiri, da? Nu nemulțumiri. Părerea mea, chiar era o femeie frustrată. Părerea mea. Dacă vreodată în viața asta ai să vezi videoclipul ăsta, nu cred că ai să-l vezi, că tu nu urmărești infractori. Îți transmit, lasă-te de meseria aia, mami. Du-te undeva, nu știu, vânzătoare la un puf. A, nici măcar n-ai inteligența respectivă ca să faci calcul. Bun, asta a fost ideea. Nu vă încredeți în... Sper să nu aibă nimeni probleme, dar... Să n-aveți de-a face cu translatori. Nu vă încredeți în translatori, sunt mai periculoși. Unii, nu toți, într-adevăr. Deci de ce? Să vorbim la dreptate. Dar eu nu am avut foarte mulți translatori la viața mea. Și care l-am avut, m-a dezamăgit. Nu vă încredeți în translatori, că îți poate schimba încadrarea. Ăsta e mesajul. Acum, eu stăteam și mă gândeam. Bă, la psihologia ei, pe mulți putea să îi ardă, cum ar veni. Bă, pe mulți. Dar dacă tu erai odihnit și o gândeai, înțelegi? O gândeai. Ti înțepai că ceva smiroase. Adică, bă, frate, îți dădeai un pic seama. Doar dacă erai unul care dormeai pe tine și tu îi ziceai una, ea îți răspundea alta, nu-ți dădeai seama de întrebarea care ți-o pune, tu dădeai alt răspuns și îți făceai rău. Bă, îți făceai rău. Dacă vrei să crezi bine, dacă nu, nu. Îți făceai rău. Dar dacă tu te înțepi puțin acolo și ești atent, nu-ți trebuie mare inteligență, îți dai seama. Repet, eu am 4 clase, dar îmi dau seama dacă vrea să mă ardă sau nu vrea să mă ardă. Bă, îmi dau seama. Dacă ai psihologia de hoț, îți dai seama. Și de prietenul tău, și de apropiatul tău, și de dușman și îți dai seama și la o virgulă. Dacă a pus o virgulă și ești băiat inteligent, o înțelegi. Și de asta translatorul e foarte periculos. Eu auzisem pe la anumiți prieteni care avusese deja probleme, bă frate, translatorul era periculos. Și mi-a rămas asta în cap și s-a dovedit a fi adevărat, din nefericire. Băi, nu poți tu ca translator să stai lângă procuror și să faci glume cu ăla. Și era genul ăla care lingea șeful fund ca să ajungă și el cineva.
mă uitam la ea, zic, uite o frate, pe asta să vin de gratis, cum ar veni. Rămâi, aiurea, rămâi. Părerea mea, în viziunea mea, era mai într-o poziție mult mai proastă ea decât ca mine, ca cum eram eu, cu, că eram în postura de infractor. Dar asta e. Deci asta a fost ideea, nu vă credeți în translatori. Schimbați-i dacă puteți la fiecare, la fiecare audiere sau la fiecare declarație, schimbați translatorul. Sper să nu aveți nevoie, dar sunt convins că sunt foarte mulți care au pățit chestia asta cu translatorul. Dar asta e. Îți dai seama, aia o fi ajuns pe acolo. Dar mi-a și zis, început să-mi zică din viața ei, a ajuns pe acolo, era măritată cu un elvețian. Îți dai seama cum vedea ea un infractor român. Cine știe, era măritată cu vreunul de pe la gardă după acolo și încerca să facă rău într-un fel sau altul. Bun, asta a fost ideea. Sper să nu deranjez pe nimeni. E doar un adevăr. Vă salut și numai bine. Baftă!